Doamnelor, domnilor, bun găsit, încep știrile dimineții la Antena 3 Ploiești. Tânărul de 21 de ani acuzat că a ucis șoferul de Uber pe care l-a chemat să-l ducă într-o cursă în Ilfova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit portalului instanțelor de judecată, inculpatul a contestat decizia magistraților. Vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. După ce suspectul crimei din pădurea de la Snagov a fost audiat ore în șir și ulterior reținut pentru 24 de ore, băiatul de 21 de ani a fost prezentat joi după amiază în fața judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova. Aceștia au admis propunerea procurorilor parchetului de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Clientul care i-a curmat viața șoferului de Uber, un bărbat de 31 de ani, este acuzat de omor calificat, tâlhărie calificată, conducerea unui vehicul fără permis și distrugere. Potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată, crima s-a petrecut marți în jurul orei 17. În urma unui conflict între client și șofer, despre care nu se știe de la ce a pornit, băiatul de 21 de ani a scos un briceag pe care l-avea la el și i-a aplicat mai multe lovituri victimei. Apoi a dus-o pe această în pădure unde a abandonat-o. A luat apoi mașina șoferului de Uber, deși nu avea permis, cu care a mers pe un câmp din comuna Brazi și a incendiat mașina. A plecat apoi acasă la concubina sa, unde a și fost găsit de către oamenii legii. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Cătălin, bărbatul de 31 de ani, a fost depus la Biserica Sfânta Treime din Ploiești. La căpătâiul acestuia au vegheat familia și zeci de prieteni, ori șoferi de ride sharing, cutremurați de cele întâmplate. Angajatorii prahoveni au venit cu aproximativ 350 de locuri de muncă la bursa organizată pentru absolvenți. Mulți dintre ei spun că încadrează în muncă și tineri fără experiență. La sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova s-a desfășurat vineri bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Noi am selectat pentru cei care au oferă locuri de muncă pentru tineri și pentru absolvenți în mod special. Din ce domenii sunt angajați? Construcții, industrie, asigurări, comerț, da, și servicii. Ați văzut inclusiv elevi care vor să se angajeze. Pentru că noi întotdeauna îi invităm la astfel de evenimente să ne obișnuim puțin cu piața muncii și să creionăm un parcurs viitor foarte apropiat. La eveniment a fost prezent și președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Am ales Ploieștiul pentru faptul că este un județ, cum bine știm, cu o rată a șomajului destul de scăzută, comparativ cu media națională, cu un județ dezvoltat, cu mari angajatori, cu cerință destul de dedicată pentru forța de muncă. Am vrut să iau contactul direct cu acești angajatori și să înțeleg nevoile lor mai bine, ceea ce își doresc din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cei mai mulți dintre angajatori au spus că nu le cer tinerilor experiență, însă țin cont de studiile pe care le au. Avem posturi, după cum se vede, de electricieni, sudori, lăcătuși și ingineri. Angajați și proaspăt absolvenți? Da, cu mare plăcere, vrem să-i creștem și să-i ținem printre noi, să vrea și ei să stea. Am angajat deja, nu de la șomaj, am angajat deja 3 și sperăm să rămână printre noi. Am venit cu o ofertă de electricieni, căutăm lăcătuși mecanici, ingineri, electromecanici. Care sunt cerințe? Să aibă calificare, să aibă școală profesională. Cea mai mare fabrică în acest moment este cea de la Vălenin de Munte, acolo unde avem roluri disponibile atât în departamentele de producție, logistică și tehnic, cât și în diverse departamente pe zona de TESA de birouri. Și aici ne referim la marketing, vânzări, contabilitate, în departamentul financiar contabil. Ați doar oameni cu experiență sau încadrați și absolvenți care nu au lucrat pe nimic? Foarte multe dintre rolurile noastre disponibile sunt de nivel entry-level, așadar nu ne orientăm doar către oamenii cu experiență, cât și pe partea de absolvenți. Considerăm că sunt oportunități pentru ei și îi sprijinim. Inclusiv elevi de liceu au venit să-și caute de lucru. Am fost elev în Colegiul Economic Virgil Magiaru din Ploiești și acum sunt la Turism și Alimentație și acum sunt la Universitatea Transilvania Topă Economia Turismului și a Comerțului. Și vrei să și lucrezi în perioada? Da, în domeniul acesta. Da, pentru că sunt la fără frecvență. Ai găsit ceva oferte la bursa? Da, am găsit câteva
Ai venit și cu CV-uri pregătite? Nu, sau? Am aplicat direct aici, nu am venit cu CV-ul. Da, eu îmi doresc să lucrez. Ce ani ai? Am 16 ani. Și în ce domeniu ți-ar plăcea să lucrezi? Sincer, pe bucătar, pentru că de aceea am venit pe acest profil, pe bucătar. Ți-ai făcut și un CV? Ai venit pregătită? Sau? Momentan nu, a fost ceva de scurt moment și nu am apucat, dar îmi doresc să mă angajez cât mai repede. Ai vorbit cu angajatorii? Da, m-am uitat puțin, am fost acolo la pentru bucătărie și așa, și să văd dacă găsești ceva. Am fost să mă interesez ca pizzar sau ajutor de bucătărie și e interesant. Eu am mai lucrat ca ajutor de bucătar. Am puțin experiență, nu foarte multă, un an și ceva. Acum trebuie să termin la 11 și chiar pare interesant. Câți ani ai? 18. Deja ai și lucrat un an și continui să lucrezi. Da, și vreau să continui să lucrez, să fac banii mei, cum ar veni. La facultate nu vrei să te duci? Nu știu, e complicat. Dar cred că s-ar putea să mergem și acolo. Bursa pentru absolvenți este un eveniment care s-a desfășurat la nivel național. Este al doilea eveniment major în activitatea instituției. În luna aprilie organizăm Bursa Generală a Locului de Muncă. În luna octombrie organizăm bursa pentru tinerii absolvenți, se organizează în 61 de locații la nivel național și au manifestat interesul aproximativ 1700 de angajatori, au oferit 27.000 de locuri de muncă aproximativ, din care estimăm un număr de 1700 pentru cei cu studii superioare. Domeniile le cunoaște cu toții, în principal construcții, industrie, partea de servicii, comerț. Sunt domeniile pe care se resimte un deficit de muncă, de forță de muncă accentuat. La Ploiești au fost prezenți 18 angajatori care au avut disponibile aproximativ 350 de locuri de muncă. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești anunță lansarea unui parteneriat cu Fundația Alfa pentru Sănătate și Educație destinat sprijinirii studenților Facultății de Tehnologie a Petrolului și Petrochimiei. Se vor acorda mai multe burse în acest sens, dar detalii despre acest subiect ne aduce colega mea Ana Marin. Ana, care sunt datele? Bun găsit! Acest parteneriat include lansarea programului de burse Alfa, care va oferi suport financiar studenților cu venituri reduse și va promova excelența academică în domeniul petrolului și a petrochimiei. Prin acest program sunt oferite 10 burse de studiu pentru anul universitar 2024-2025. Bursele sunt structurate astfel: 7 burse sociale în valoare de 3.500 de lei fiecare, dedicate studenților cu venituri mici din anii 1-4, 3 burse de excelență în valoare de 8.500 de lei fiecare, acordate la finalul anului universitar studenților din anii 1-3 pe baza clasamentelor mediilor. Ana Marin, mulțumim pentru informații. Pe 24 septembrie anul acesta, în fața Centrului Cultural Dumitru Stanciu din Comuna Luniș, a fost montat bustul poetului Mihai Eminescu. Vineri dimineață, în cadrul unui eveniment important, a avut loc inaugurarea acestei lucrări de o importanță națională. Acest proiect al Societății Culturale Istorice Mihai Viteazul Ploiești a reunit la oaltă autorități locale și județene, dar și cei mai importanți oameni de cultură ai momentului. A fost un moment de mare mândrie pentru comunitatea locală, dar și pentru cultura românească, odată cu inaugurarea lucrării ce a făcut posibilă montarea bustului marelui poet național Mihai Eminescu în fața Centrului Cultural Dumitru Stanciu din Comuna Aluniș. Dezvelirea statuii reprezintă totodată un pas important în promovarea și omagierea moștenirii literare a marelui poet. Veți vedea și vă veți aduce aminte de poeziile care le-a spus azi. Dar vă veți aduce aminte și de doina lui Eminescu, un cuvânt care nu se poate traduce. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin în Vatra Tornii ne-a umplut omida cornii. Din Hotin și până în mare vin muscalii dacă l-are.
Totul a fost posibil și datorită eforturilor susținute ale autorităților locale, care au reușit finalizarea contractării lucrărilor de reabilitare a Centrului Cultural prin intermediul Agenției Fondului de Mediu. Despre Mihai Eminescu s-au scris foarte multe cărți, s-au rostit mii de discursuri. El este un simbol și un voievod, așa cum îi place domnului președinte Mircea Cosma să spună la către cele persoane care sunt, care au calitate, un voievod al cuvintelor. Dacă ar fi să facem o asemănare între Mihai Eminescu și Ștefan cel Mare, aș putea spune că ce n-a putut Ștefan cel Mare să facă cu sabia, a putut face Mihai Eminescu cu poezia. Eminescu ajunge la sufletul copilului sensibil și tocmai de aceea o să-i chem pe elevii clasei a 5-a. Vă rog, copii! Mânați de începuturi, atrași de nesfârșituri. Istorie și poveste se adeveresc în carte, nici când mai la oaltă și nici mai fără de moarte. Pe Eminescu, noi, poeții tineri, zădarnic încercăm, nu-l vom ajunge. Dar Eminescu, cu stihurile lui dumnezeiești, durerea românească e mult prea mare. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Sculptura realizată de artistul George Dumitru este un tribut adus poetului național, un simbol al geniului său literar care va rămâne pe veci gravat în conștiința națională. Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic 2024 a fost celebrată la Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. În cadrul unor activități inedite, elevii au studiat spațiul astronomic cu ajutorul a două telescoape. În plus, cei 300 de elevi participanți au format grupuri și s-au întrecut în dezbateri pe tematica evenimentului. Piste pentru biciclete, terminale de transport public sau zone pietonale. Autoritățile locale din Târgoviște au anunțat că a fost depus spre finalizare un proiect fără precedent, care vizează promovarea mobilității urbane multimodale durabile. Finanțarea europeană ar urma să fie de 90 de milioane de lei. Prin acest proiect, Târgoviște ar putea deveni un oraș prietenos atât cu mediul cât și cu pietonii sau bicicliștii. Obiectivul îl reprezintă dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, urmând a fi realizate piste în lungime de peste 20 de kilometri, precum și un sistem bike sharing. Vor fi amenajate două terminale intermodale, unul amplasat pe DN72 sub pasajul rutier peste calea ferată și al doilea pe calea Ialomiței. Terminalele vor fi echipate cu săli de așteptare pentru călători, grupuri sanitare, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie, sisteme de supraveghere video, facilități pentru persoanele cu dizabilități. Se vor amenaja și parcări colective sau zone cu prioritate pentru pietoni. Valoarea proiectului este de peste 90 de milioane de lei, iar finanțarea este accesată prin programul regional Sud-Muntenia. În Buzău putem vedea cel mai mare vulcan noroios din Europa. Acesta se află la Paclele Mari. Pe lângă el sunt și alți astfel de vulcani care sunt și activi. Un fenomen natural spectaculos care atrage anual mii de turiști. Pe dealurile buzoiene întâlnim un fenomen aparte, cunoscut sub numele de vulcanii noroioși. Vulcanii noroioși se găsesc în mai multe locuri în lume, însă în ținutul Buzăului sunt printre cei mai spectaculoși. Gazul care stă la baza fenomenului vine de la o adâncime de circa 3 km, scăpând dintr-o rezervă de petrol. Se amestecă cu apa subterană, spală sare și noroi și formează astfel amestecul care generează erupții permanente. În ținutul Buzăului sunt cei mai mari vulcani noroioși din Europa, dar și unii dintre cei mai activi. Vulcanii noroioși sunt mult mai rari decât cei magmatici. Aceștia sunt grupați în pâcle și fierbători. Pâclele sunt vulcani noroioși care formează conuri, iar fierbătorile formează lacuri de noroi care bolborosesc neîncetat. Îi găsim în mai multe locuri în lume, însă în ținutul Buzăului sunt printre cei mai spectaculoși.
Sunt grupați în patru areale, pâclele mari, pâclele mici, fierbătorile de la Beciu și fierbătorile de la Berca. La pâclele mari se află un vulcan întins pe o suprafață mare, având un con principal în centru și mai multe conuri secundare, iar la pâclele mici întâlnim o grupare de vulcani noroioși activi care ocupă un platou întreg. Vulcanii noroioși din Buzău atrag an de an mii de turiști. Expoziție inedită la sediul agenției din Ploiești a Băncii Naționale Române. Vizitatorii pot afla totul despre fauna lumii pe bacnote și monede. Astfel pot afla și istoria leului românesc. De-a lungul timpului, la nivel mondial, diferite animale au fost inscripționate pe bacnote și monede. Detalii despre fauna numismatică pot fi aflate într-o expoziție organizată în Agenția Prahova a Băncii Naționale Române. Nu știu cât de multe știți despre Banca Națională a României, însă, ca și idee generală, este o instituție care s-a aflat dintotdeauna în centrul vieții financiare și economice a României. Expoziția pe care noi o organizăm acum încearcă să îmbine caracterul formativ cu latura de divertisment, încercând să asigure totodată expunere de obiecte de valoare istorică deosebită. Pe banii din lume au apărut de-a lungul vremii de la păsări, mamifere până la animale fantastice. În expoziție sunt prezentate peste 300 de însemne monetare, bancnote, monede, care ilustrează animale reprezentând vechi legende sau simboluri naționale, evidențiate prin compoziție grafică și cromatică deosebită. În expoziție sunt prezentate și unele dintre primele monede care au circulat pe teritoriul României. În secolul V, înainte de Hristos, au apărut drahmele histriene de la malul Mării Negre. Apoi au fost cosonii dacici, cosonii de aur, pentru ca mai târziu, la 1375, Petru Mușat să bată pentru prima oară groșii și jumătățile de gros. De-a lungul timpului, domnitorii români au încercat să se servească de dreptul egalității de a bate monedă, însă între anul 1370 și până în 1770, România sau provinciile românești au trăit în haos monetar. Nu am avut o monedă proprie până la paraua care a fost bătută în anul 1772, pentru prima oară, o monedă comună între Moldova și Țara Românească. Moneda pe care însă am folosit-o ca și reper a fost talerul leu, talerul olandez, cel pe fața căruia era reprezentat leul. Și astfel s-a ajuns la leul românesc. În anul 1870, când a fost înființată monetăria statului, au fost bătute și primele monede românești, cea de un leu de argint și cea de 20 de lei din aur. Mai târziu, în anul 1880, sunt imprimate și bagnotele de hârtie, odată cu înființarea Imprimeriei Naționale a României. Leul românesc are același strămoș ca și dolarul american. Datorită calităților care îi sunt atribuite acestui animal, leu, noblețe, putere, curaj, leul dintre toate animalele este unul dintre cele mai reprezentate pe monede, pe bagnote și medalii. Importanță covârșitoare și în istoria noastră, plecând de la sfârșitul secolului al XVI-lea, când în peninsula balcanică a început să fie din ce în ce mai utilizată această monedă. Leuventhaler, talerul olandez. Monede de argint erau folosite în aproape toată peninsula balcanică. Noi i-am luat denumirea de la leu ridicat în două picioare, îl vedem aici într-o reprezentare clară. Era utilizat însă de foarte multe popoare vecine nouă. Bulgarii, a căror monedă națională este leva, leva însemnând în bulgară leu, albanezii, a căror monedă este leku, lek în albaneză însemnând leu, și mai mult decât atât, Leuventhalerul a trecut oceanul și a ajuns în America. Doar că americanii nu au putut să pronunțe Leuventhaler. I-au spus Leuventhaler, apoi doar Dalder, mai târziu Dalar. Expoziția este deschisă publicului la sediul Agenției Prahova Băncii Naționale a României din Ploiești, însă doar cu programare prealabilă la adresa de e-mail lucia.ilinca@bnro.ro. Sport acum. România Under 20 a învins Cehia în etapa a treia din Elite League. Scorul final al partidei a fost 0-1.
Elevii lui Costin Curele au obținut primele puncte în grupa de Elite League în meciul disputat în deplasare de echipa națională Under 20 cu Cehia. Scorul final al partidei a fost 0-1. Unicul gol al meciului a fost înscris de fotbalistul FCSB, cel care a jucat și la Petrolul Ploiești, Alexandru Musi. Acesta a marcat golul victoriei în minutul 38. A fost stabilit finalul turului. Liga Profesionistă de Fotbal a transmis care este programul etapelor 14 și 15 din Superliga. Potrivit programului din Superliga anunțat de Liga Profesionistă de Fotbal, în etapa cu numărul 14, Gloria Buzău întâlnește UTA Arad sâmbătă pe 26 octombrie de la ora 13:30. Tot pe 26 octombrie se va disputa partida Petrolul Ploiești Politehnica Iași de la ora 16. În etapa 15-a din Superliga, vineri 1 noiembrie, Gloria Buzău întâlnește CFR 1907 Cluj de la ora 21, iar sâmbătă 2 noiembrie de la ora 18:30 este programat meciul Șepsi OSK Sfântul Gheorghe Petrolul Ploiești. Toate partidele vor fi televizate. Doamnelor, domnilor, știrile dimineții la Antena 3 Ploiești au ajuns la final, dar nu plecați, ne revedem în câteva momente la Start Alert. Rămâneți cu noi!